Ce faci când e singur? În momentele noastre de singurătate scăpăm de privirile curioase sau deranjante ale celor din jur. Și descoperim în consecință adevărul despre noi înșine, într-un mod unic. Unde aleargă inima noastră când suntem singuri? Ce iubește cu adevărat atunci când nu este distrasă de nimic din afara noastră? Ce ai făcut în momentele de singurătate din această săptămână? Ai avut sufletul captiv într-o închisoare? Sau ai făcut din Dumnezeu adăpostul tău? În această dimineață vom vorbi despre psalmul celui singur, psalmul 142 sau scăparea celui singur. Contextul istoric menționat în antetul psalmului este destul de vag, compus de David pe vremea când se afla în peșteră. Dacă întoarcem în cartea 1 și 2 Samuel, cu această informație găsim trei ocazii în care sunt menționate peșteri și aș vrea să vi le prezint. Prima și cea mai plauzibilă variantă este, acestea sunt toate drumurile pe care David le-a parcurs fugind de Saul și cu siguranță o să trebuiască să o cereți ca să priviți mai de aproape dacă vreți să vedeți ceva de pe ea. Aș vrea să dau un zoom și să ne uităm la prima ocazie, peștera Adulam. Imediat după ce a fost alungat din cetatea filistenilor, din Gat, David a plecat de acolo și a fugit în peștera Adulam. Când au auzit lucrul acesta, frații săi și întreaga familie a tatălui său s-au dus la el. Toți cei ce se aflau în ecaz sau erau datori și nemulțumiți s-au adunat la el, iar el a devenit conducătorul lor. Erau în jur de 400 de bărbați. Și transformarea descrisă în câteva versete este spectaculoasă. Dintr-un om singur, este înconjurat din nou de familia lui. Are o armată, este conducătorul lor. Imediat după aceea primește sprijinul din partea regelui Moabului. Preotul, profetul Gad, trece de partea lui, îl călăuzește, ce să facă. Chiar și preoția ajunge să îl susțină, pentru că Saul ucide preoții din Nob și singurul supraviețuitor, Abiatar, vine și se refugiază în preajma lui David. A doua ocazie, mai puțin probabilă, este în deșertul Enghedi. Și acolo este o peșteră și textul din 1 Samuel 24 ne spune că a ajuns la stânele de oi care se aflau lângă drum, este vorba de Saul, acolo era o peșteră, iar Saul a intrat în ea ca să-și acopere picioarele. David și oamenii lui se aflau la capătul peșterii. Și în acest context, de două ori, David îi cruță viața lui Saul. Deși putea să-și împlinească dorința, să ajungă pe tronul lui Israel, el alege să se încreadă în Dumnezeu. Este înconjurat de oameni care îl susțin și se oferă să-i împlinească dorințele. David respinge această interpretare omenească a circumstanțelor și se încrede în Dumnezeu. Probabil nu este contextul psalmului, pentru că David este în peșteră, dar nu este singur. Este înconjurat de oameni care îl susțin, care sunt acolo, pregătiți să lupte pentru el, în timp ce psalmul este dominat de singurătate. A treia ocazie posibilă, cea mai puțin probabilă, este tot în peștera Adulam. Dar de această dată el nu mai fuge de Saul. Este pe perioada domniei lui și este descrisă în 2 Samuel 23. Trei din cele 30 de căpetenii s-au dus la David pe vremea secerișului, la peștera Adulam. În timp ce o trupă de filisteni își așezase tabăra în Valea Refaim, David se afla atunci în fortăreață, iar garnizoana filistenilor se afla în Betleem. Acest eveniment are cea mai mică probabilitate să fie ocazia scrierii psalmului 142, pentru că David e rege, îi merge foarte bine. Este înconjurat de oameni care îl iubesc, îl slujesc. Trei dintre ei sunt dispuși să-și riște viața, doar că să-i aducă lui un pahar de apă din fântâna Betlehemului, fântâna copilăriei lui. Ideea principală pe care cred că o comunică psalmul și pe care aș vrea să o transmit în această dimineață este următoarea. Cel singur care strigă la Dumnezeu în necaz va ajunge să laude, va ajunge să vorbească despre Dumnezeu în mijlocul celor drepți. Cel care strigă la Dumnezeu în necaz va ajunge să laude în mijlocul celor drepți. Elementul caracteristic al psalmului este singurătatea și este chiar în miezul psalmului.
Este ocazia care declanșează scrierea acestui psalm. Are o structură chiastică și tot ce este în acest psalm se construiește în jurul strigătului de mâhnire. Uită-te în partea dreaptă, privește cu atenție. Nimeni nu mă mai recunoaște, a rămas fără adăpost. Nimănui nu-i pasă de viața mea. Și fiecare secțiune a psalmului ne oferă o perspectivă unică despre singurătatea lui David. În primul rând, este alegerea celui singur. Ce faci când e singur? David alege să se roage. Cu glasul meu strig către Domnul. Cu glasul meu caut bunăvoință la Domnul. Și după aceea, el își declară convingerea. Tu îmi cunoști cărarea. Și are nevoie de această convingere datorită împrejurărilor, datorită sufletului lui mâhnit de singurătate. Nimănui nu-i pasă de viața mea. Nimeni nu mă mai recunoaște. Dar una din convingerile lui devine mângâiere și îl ridică în singurătate. Tu ești adăpostul meu. Tu ești partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Și când anticipează, când își imaginează întoarcerea în mijlocul poporului lui Dumnezeu, David își exprimă de fapt dorința, dorința celui singur. Voi aduce mulțumiri numelui tău. Cei drepți se vor aduna împrejurul meu când îmi vei face bine. Psalmul 142 ne învață cum să ne facem ordine în gânduri, liniște în suflet. Atunci când trecem prin necaz și suntem singuri. Și probabil că cel puțin odată, fiecare dintre noi am strigat același lucru. Nimănui nu-i pasă de viața mea. Sau am fost martori la momentul în care o persoană a rostit acest lucru. Nimănui nu-i pasă de mine. Dar printre noi sunt oameni mult mai vulnerabili în fața singurătății, mult mai predispuși la singurătate. Și cred eu sunt primii care ar trebui să audă și să-și însușească, să rostească psalmul celui singur. Primul rând este vorba de cei în vârstă. Poate supărați, acum nimeni nu mă mai caută. Sau cei bolnavi. Uitați pe un pat de spital, se uită, nu-i caută nimeni și spun, dacă merg acasă sau rămân aici, dacă trăiesc sau mor, nimănui nu-i pasă. Sau poate fi un văduv, o văduvă, copleșită de durere, de poverile personale și în același timp de poverile copiilor. Sau poate fi rugăciunea orfanului, rugăciunea celui părăsit, rugăciunea celui singur pentru că este străin. Nimănui nu-i pasă de viața mea. În același timp, ar putea fi cuvintele unui tânăr. Ar vrea să aibă prieteni. Ar vrea să-și găsească un rost în viață. Dar nimănui nu-i pasă. Cel puțin odată, copiii sau noi, când am fost copii, ne-am întors acasă, nu m-au primit la joc. Nu este loc pentru mine între ceilalți. Psalmul 142 poate fi strigătul tuturor celora la care ne uităm și ne întrebăm, dar cum mai rezistă? Cum reușește să meargă mai departe? Ce îi ține? Gândiți-vă la creștinii care au ajuns în închisoare pentru credința lor. Prigoniți pentru credință. Singuri. Ce îi ține acolo? Acestea ar fi categoriile care am putea intui că sunt vulnerabile sau predispuse la singurătate. Dar Psalmul 142 poate fi rugăciunea surprinzătoare a celor care sunt toată ziua între oameni. A spune noi, implicați constant într-una din lucrările bisericii. Dar își spun că sunt singuri. Poartă multe poveri, singuri. Prea puțini dispuși să ajute cu această părere. Studiile realizate de cei de la Barna Group și repetate în ultimii 10 ani evidențiază o creștere a izolării și a singurătății în rândul pastorilor. În topul motivelor pentru care pastorii se gândesc să renunțe la slujire,
este izolarea și singurătatea. Este pe locul 2. Depășit doar de stresul, de povara asociată lucrării pastorale. Dar în același timp, orice creștin poate să fie descurajat dacă e singurul credincios de la locul de muncă. Singurul. Poți să fii înconjurat de oameni care sunt binevoitori, amabili, te ajută când le ceri. Poți să fii sufletul petrecerilor, să începi discuțiile prietenos. Dar întotdeauna când ajungi acasă, să spui că ești singur, că nimănui nu-i pasă de tine. Nu ar trebui să fie așa. Dar poți să ai familie, poți să fii căsătorit și să te simți singur. Pentru că singurătatea este izolarea de cei care înseamnă cel mai mult pentru noi. Țineți minte, gândiți-vă la această definiție. Singurătatea este izolarea de cei care contează cel mai mult, cel mai mult pentru noi. Vorbim despre importanța de a avea relații de durată, relații profunde, care să rămână în picioare odată cu trecerea timpului. Josh McDowell și Thomas Williams afirmă că relațiile de acest gen sunt esențiale pentru că ne validează. Ne dau siguranța că avem valoare, că existența noastră are semnificație și viețile noastre au scop. Să ai pe cineva care dorește să se afle în compania ta, căruia îi place personalitatea ta, care vrea să afle ce este în mintea și în inima ta, care îi place să știe la ce te gândești, ce simți, care vrea să te protejeze de durere și de suferință și care caută, vrea să fie cu tine, îți întărește sentimentul propriei valori. Să știi și știi astfel că ai valoare, pur și simplu, pentru că vezi această valoare reflectată în viețile altora. Relațiile ne validează, pentru că vedem efectul vieții noastre în viețile altora. Acum, dacă e adevărat acest lucru, că relațiile de durată, relațiile solide, ne validează și ne arată care este valoarea noastră, ne încurajează. Și vrem să fim sinceri, ca și David, trebuie să recunoaștem că singurătatea doare. E usturătoare, împovărătoare. Și dacă ești în situația lui, alungat, rănit de cei din jur, trecerea timpului nu face decât să taie mai adânc în suflet, să adâncească rana din sufletul tău. Părerea experților din domeniul medical e că efectul singurătății asupra sănătății este similar cu fumatul la 15 țigări pe zi. Oamenii care sunt izolați au un risc mult mai mare de a avea o durată de viață mai scurtă. Dar pe deasupra acestor lucruri, pe lângă singurătate, pe lângă faptul că a fost alungat, David a fost vânat, a simțit amenințarea morții. Și moartea e experiența supremă a singurătății, pentru că îi fură pe cei dragi de lângă noi. Ne desparte de lucrurile care ne aduc bucurie și ne încântă. Singurătatea, David ne arată, este amestecată deseori cu frica. Cu alte cuvinte, nu doar copiii se tem că a venit întunericul și nu pot să doarmă. Că pe stradă, pe unde trebuie să treacă, sunt câini care latră. În curtea școlii sunt băieți mai mari și mai răi. Și adulții se tem. Și bărbaților le este frică. Și în singurătate, descoperi de cine și de ce îți este frică cu adevărat. Tu ce faci când e singur și ți-e frică? Ce faci? Fără Dumnezeu, fără credința în Dumnezeu, singurătatea e ușor de transformat în băicăreală, autocompătimire, un plâns nesfârșit. Dar dacă ai credință în Dumnezeu, ai la cine să te uiți. Să fie întotdeauna acolo. Ai un tată ceresc. Și ai o familie spirituală în jurul tău. Chiar dacă nicio comunitate și nici cel mai bun om din lume, pe care îl iubești cel mai mult, nu-ți poate împlini toate așteptările. Nu o să-ți împlinească toate nevoile. Dar dacă ești un creștin viu și faci parte dintr-o biserică vie, nu ai cum să fii izolat. Nu ai cum. În plus, oricât de multe lucruri ne-ar fi furate de singurătate, nici măcar singurătatea nu ne poate fura rugăciunea. Nu ne poate lua rugăciunea. Și rugăciunea este puterea celor
fără putere. Puterea celor fără putere. Iată ce face David în acest psalm. Alegerea lui în singurătate este să se roage. Cu glasul meu strig către Domnul. Cu glasul meu caut bunăvoință la Domnul. Îmi vărs plângerea înaintea lui. Îmi istorisesc necazul înaintea lui. David nu mai alargă la profet. Nu mai merge la Samuel. Nu se mai duce nici la preot. Nu mai caută alianțe militare. Nu se mai duce la filisteni. Ci în singurătate aleargă la Dumnezeu. Se duce și se roagă. Refuză să tacă. Refuză să se refugieze în tăcere. Pentru că știe, tăcerea e ușor de cucerit, de disperare. Dar rugăciunea înseamnă să bați la ușa lui Dumnezeu. Știm că întotdeauna dincolo este bunăvoință. La Dumnezeu este întotdeauna îndurare. De aceea David apelează la rugăciune. Strigăm la Dumnezeu dacă suntem convinși că la El găsim bunăvoință, găsim îndurare. Și gândindu-mă la ce face David în introducerea psalmului, cum îl descrie pe Dumnezeu, reacția lui cu Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu ca un tată, ca un părinte. Și cred că orice copil își dorește ca părinții lui să semene mai mult cu Dumnezeu, în ce privește bunăvoința și îndurarea. Să poți alerga la ei în orice zi, în orice moment din zi și din noapte. Să-ți istorisești necazul. Să-i spui ce e în sufletul tău. Să fii auzit. Să fii ascultat. Să ți se răspundă cu bunăvoință. Să fii ajutat. Să fie mereu, mereu acolo. Experiența lui David cu Dumnezeu poate deveni și experiența noastră. Și dovada este faptul că în momentul în care evrei s-au întors din robia babiloniană și s-au simțit străini la ei acasă, în țara promisă, i-au împrumutat acest psalm, psalmul celui singur, când s-au simțit amenințați de dușmanii lor. După ce alege să se roage, David își enunță convingerea. Tu îmi cunoști cărarea, asta e convingerea celui singur. Tu îmi cunoști cărarea, chiar dacă pe calea pe care merg, ei mi-au ascuns curse. Și alergăm la Dumnezeu, ne rugăm, dacă suntem convinși că El ne va da putere prin rugăciune. Și deschidem inima atunci când ceilalți ne închid ușile în față, când toate ușile se închid în jurul nostru. De ce? Pentru că Dumnezeu știe unde suntem. Dumnezeu e acolo ca să ne ajute. Și ne-am putea întreba în 2024 și ce e așa grozav. Operatorii de telefonie mobilă știu precis unde suntem. Ne știu locația. Folosim aplicații de navigație să vedem toate cărările pe unde putem merge la destinația pe care ne-am propus-o. Da. Dar niciuna din acestea nu ne cunoaște inima. Nu merge alături de noi. Nu este mereu acolo. În schimb, Dumnezeu o face. Mai mult, El nu este luat prin surprindere de cărarea vieții noastre, de lucrurile care vin în viața noastră. El însuși cântărește toate greutățile pe care le îngăduie în viața credincioșilor săi. Asta ne spune apostolul Pavel. Nu v-a cuprins nicio ispită care să fie peste puterea omenească. Credincios este Dumnezeu, care nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci odată cu ispita a pregătit și o cale de ieșire, ca să o puteți răbda. Și atât de important să știm cine e Dumnezeu și că El ne cunoaște cărarea, că știe ce e în inima noastră când mergem pe acel drum. Dar să ai această convingere că Dumnezeu îți cunoaște cărarea, nu dizolvă singurătatea, nu alungă, nu elimină durerea și mâhnirea care vine în mijlocul singurătății. De aceea, David își enunță mâhnirea. Nimănui nu-i pasă de viața mea. Nimeni nu mă mai recunoaște. Nimeni. Uită-te în partea dreaptă. Privește cu atenție. Nimeni nu mă mai recunoaște. Partea dreaptă era locul în care stăteau martorii, în care stăteau apărătorii, prietenii unei persoane. Și David se uită în jur și singur. Ionatan nu mai era acolo, cel mai bun prieten, cel mai bun apărător, care i-a salvat viața până atunci.
omul acela deosebit nu mai era în prezența lui David, așa că el a strigat la Dumnezeu. Dar oamenii care l-au izolat pe David, l-au făcut să fie singur, l-au împins de fapt mai mult, mai tare, în brațele lui Dumnezeu. De aceea e foarte important să vedem că David nu s-a izolat de Dumnezeu. A ales să strige la Dumnezeu în singurătate și a vărsat necazul, plângerea înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul extraordinar care s-a întâmplat cu el în singurătate e că fără părerea altei persoane nu i-au fost demolate convingerile despre Dumnezeu. I-au fost întărite, i-au fost limpezite atunci când era singur cu Dumnezeu. Vă încurajez să citiți cele mai bune cărți creștine. Să ascultați pe cei mai buni vorbitori. Să memorați cât de mult puteți din Scriptură. De ce? Pentru că lucrurile astea sunt foarte valoroase și sunt foarte importante pentru călătoria noastră spirituală. Nu ne putem aștepta să rămânem în picioare, să fim puternici, să fim plini de pasiune pentru Dumnezeu dacă mintea noastră e goală, străină sau umplută cu lucruri care străine de Dumnezeu. Și apoi avem pretenția ca goliciunea noastră să fie molipsitoare, atrăgătoare pentru cei din jurul nostru. Nu! Pentru creștin, învățarea e un proces de învățare a lui Dumnezeu, de cunoaștere, de o viață întreagă, de o veșnicie. Dar realitatea este că în zilele bune, în zilele senine, nu reușim să ne însușim toate lucrurile pe care le auzim. O grămadă de lucruri se perindă în jurul nostru. Și par să fie acolo în aer, că le respirăm, că sunt aproape, disponibile. Dar sunt ca meciurile la care ne uităm. Noi suntem spectatori. Alții pe teren. Alții câștigă. Alții pierd meciul. Noi suntem spectatori. Este doar un spațiu virtual care zicem că suntem alături, dar noi nu participăm în acea luptă. De exemplu, dacă nu ți-ai propus să memorezi psalmul din care s-a predicat duminica trecută, ți pare ciudat să faci așa ceva. Dacă n-ai discutat cu cei din familia ta despre ce ai înțeles din acel psalm sau din predica de duminica trecută, dacă nu te-ai rugat să împlinești lucrurile pe care le-ai înțeles, pe care le-ai învățat, te-ai comportat ca un om care și-a propus să uite. Dacă nu faci nimic ca să nu uiți, ca să devină ale tale, te comporți ca unul care își propune să uite tot ceea ce aude. Și urmează o nouă săptămână în care vei face o nouă alegere. Dar de ce este important să adunăm cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră, în inima noastră? De ce nu putem fără? Pentru fiecare dintre noi vor veni momente asemănătoare cu cele trăite de David. Când vom trece prin furtună, vom trece prin necaz, vom fi singuri într-un fel sau altul. Și acolo vom identifica rapid lucrurile care am crezut că sunt ale noastre, pe care noi le-am spus altora, dar de fapt n-au fost niciodată convingeri personale. N-au fost ale noastre, au fost mereu în apropierea noastră, dar n-au fost în inima noastră. Deseori mă gândesc că orice predică pe care o rostesc are trei părți și fiecare parte are dificultatea ei. Nu este vorba de felul în care este structurată, ci de ce înseamnă o predică. Prima parte este lupta pentru a petrece timp cu Scriptura, să-mi vorbească mie. Lucrurile pe care le înțeleg să devină ale mele. Eu nu cred în predici pregătite în grabă, duminică după masa, pentru alții, să le audă alții, că eu n-am nevoie de acele lucruri. Toți avem nevoie de timp ca să fim cuceriți de Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta nu se întâmplă că se schimbă ora. În câteva minute avem nevoie de timp ca acele lucruri să ajungă în inima noastră, să devină ale noastre. A doua parte, și asta are dificultatea ei, de a încerca să transmit ceea ce am înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu. Ca voi să înțelegeți ceea ce vorbitorul spune că a înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar lucrurile nu se termină aici, ci începe a treia parte când se termină predica. De a trăi, de a împlini lucrurile pe care le-am auzit. Când vom fi testați pe baza lucrurilor pe care le-am auzit, pe care le-am spus. De cele mai multe ori, lucrurile care ne încântă cel mai mult în zilele senine, ideile cele mai interesante, sunt atacate cel mai puternic în necaz.
supuse cel mai mult îndoielilor și ne întrebăm dacă sunt cu adevărat ale noastre. Și despre noi descoperim că n-au fost ale noastre. Descoperim că am vrea să fie și poate alergăm la ele în necaz. Uitați-vă ce face David. Când e singurătate, el își plânge necazul. Nimănui nu-i pasă de viața mea. Dar el enunță două convingeri. Tu îmi cunoști cărarea. Tu ești adăpostul meu, partea mea de moștenire. Și aceste două convingeri luptă cu situația în care se afla. Contrazic situația în care se afla. Ba da, îi pasă cuiva. Dumnezeu este alături de mine. Dumnezeu îmi cunoaște cărarea. Dumnezeu este adăpostul meu și acum. Și această realitate îl mângâie, îl ridică pe David. Îl ajută să meargă mai departe prin lucrurile pe care le trăia. Reacția noastră instinctivă e să respingem lucrurile care ne dor, lucrurile incomode, să spunem că sunt rele, că ne dorim bine, plăcut. Dar Charles Spurgeon spune nu. Toate lucrurile care ne împing în brațele lui Dumnezeu sunt o binecuvântare și ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Dar de ce contează cuvântul lui? Pentru că a fost prințul predicatorilor sau este renumit, cunoscut ca și prințul predicatorilor? Că mulți îl admiră pentru lucrarea lui din Londra? Nu. Pentru că începând de la vârsta de 22 de ani, când a asistat la o tragedie în sala uriașă în care predica, s-a luptat cu depresia până la sfârșitul vieții. A fost bolnav aproape toată viața lui și el și soția lui. Rare ori putea să ducă un an întreg de slujire, trebuia să își ia pauze lungi, pentru că nu putea duce un an întreg. Și astfel el a învățat să-și aducă starea, să-și aducă inima, să-și aducă îndoielile, temerile, sub autoritatea lui Dumnezeu. Și exact același lucru îl face și David. Aceasta este mângâierea lui David. Tu ești adăpostul meu. Asta e mângâierea lui David. Tu ești partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Și în necaz, de obicei avem tendința cumva să trecem și să privim dincolo de lucrurile prin care trecem și să spunem, va veni o zi în care Dumnezeu va șterge toate lacrimile din ochii credincioșilor săi. Să ne gândim la acel moment, să nu ne mai gândim la locul în care suntem. Dar nu e așa. Psalmii ne spun, întreaga Scriptură ne spune că viața veșnică începe pe acest pământ. Viața într-un cer nou și un pământ nou e continuarea vieții cu Dumnezeu de acum, de aici, de pe acest pământ. Și asta spune David, tu ești partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Și ne invită să alergăm la Dumnezeu care acum este adăpostul nostru. Acum este partea noastră de moștenire. De ce? Pentru că El aude strigătul, dar nu doar strigătul. El aude inima celui singur. El cunoaște inima celui singur. Dumnezeu arată îndurare celor aflați în necaz. El știe povara. El o cântărește. El o îngăduie. El îi ridică, el dă putere celor slabi, istoviți, copleșiți de drumul pe care merg. El adună lacrimile credincioșilor săi, fiecare dintre ele în burduful lui și le păzește pașii. El este prietenul și ocrotitorul nostru. Pentru cei care n-au niciun adăpost, niciun loc de odihnă, El este un adăpost veșnic. El îi eliberează pe captivi din închisoarea sufletului. El restaurează nu doar inima, ci și relațiile. Și despre asta vorbește David când își imaginează, când anticipează întoarcerea lui în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Convingerile lui n-au fost pulberate în singurătate. El visează la momentul în care se va întoarce între oameni și experiența lui va fi încurajarea lor. Îi va ajuta pe ceilalți. Acum strigă către Domnul, dar atunci va vorbi despre Domnul. Ascultă-mi strigătul, că sunt atât de mâhnit. Scapă-mă de cei ce mă urmăresc, că sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din închisoare. De ce? Ca să aduc mulțumiri numelui tău. Cei drepți se vor aduna împrejurul meu când îmi vei face bine. Și ce credeți că avea de gând David să vorbească? Cum a reușit el de unul singur? Sau în auzul celorlalți să-i aducă mulțumiri lui Dumnezeu? Să le vorbească de binele pe care i l-a făcut?
Chiar dacă singurătatea peșterii a fost resimțită ca o închisoare, nu l-a doborât pe David. Aleg Motier traduce expresia când îmi vei face bine prin pentru că vei face o lucrare completă pentru mine. Și se uită în context și spune lucrarea completă pe care Dumnezeu o face pentru credincioșii săi înseamnă să învingă dușmanii. Înseamnă să învingă orice frică, să elibereze de orice robie, să restabilească lauda credinciosului la adresa lui Dumnezeu și să restabilească părtășia lui cu ceilalți credincioși. Și asta e realitatea la care visează credincioșii. Da, ne rugăm și nu plecăm dinaintea lui Dumnezeu pentru că vrem să-L întâlnim în rugăciune. Dar când mergem între oameni, vrem să spunem despre El, nu despre noi. Ce ne-a făcut El, cum ne-a întâlnit El, nu cine suntem noi. Și Dumnezeu a împlinit această rugăciune pentru David. În momentul în care familia a venit în jurul lui și a împlinit-o din nou, în momentul în care a adus o armată în jurul lui și a împlinit-o din nou, în momentul în care cei din Iuda l-au chemat să fie rege peste ei și a împlinit-o din nou, în momentul în care întreg Israelul s-a adunat în jurul lui și l-a chemat să fie regele lor și se va împlini în mod deplin. Când ceea ce Ioan a văzut în Apocalipsa va deveni realitate. După toate acestea m-am uitat și iată că era o mare mulțime pe care nimeni nu putea să o numere. Din toate națiunile, semințiile, popoarele și limbile stăteau înaintea tronului și înaintea mielului. Erau îmbrăcați în robe albe și aveau ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas tare zicând: mântuirea este a Dumnezeului nostru care stă pe tron și a mielului. Aduceau mulțumiri, cei drepți vor aduce mulțumiri lui Dumnezeu și mielului care ne-a răscumpărat. Tot Charles Spurgeon spunea: atunci când începem un psalm plângând, putem avea speranța că o să-l terminăm cântând. De ce? Pentru că glasul rugăciunii trezește curând glasul laudei. Și asta face, de fapt, psaltirea. Ăsta e drumul pe care îl parcurgem prin cartea psalmilor. Ultimele cinci cântări, ultimii cinci psalmi, sunt exclusiv laudă. Dar până acolo este toată durerea, toată suferința, toată mâhnirea credinciosului. Toate experiențele pe care le putem aduce înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Există și o oaie neagră a psalmilor. Psalmul 88, nicio laudă la adresa lui Dumnezeu, întuneric, beznă. Dar lucrurile nu se opresc acolo. Totul merge spre laudă pentru credincios, spre lauda lui Dumnezeu. De ce? Pentru că psalmii ne oferă ocazia să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne oferă ocazia să înțelegem ce poate face El, să gustăm, să experimentăm ce poate face El prin oamenii care aleg să se roage. Cel singur care strigă la Dumnezeu în necaz va ajunge să laude în mijlocul celor drepți. Așadar, tu ce faci când ești singur? Ce faci când ești singur? Cultura noastră ne spune și pe cei mai mulți ne-a convins că zgomotul, graba și aglomerația sunt normalul și așa trebuie să fie viața. Zgomot, grabă și aglomerație. Și în momentul în care e tăcere, nu știm cum să o procesăm. În momentul în care trebuie să așteptăm, e incomod. În momentul în care e singurătate, suntem stinjeniți, nu știm, suntem plictisiți. Ce să faci de unul singur? De ce? Pentru că ne-a cucerit cu distracția, ne-a cucerit cu ecranul și nu știm ce să mai facem, fără zgomot, fără grabă, fără aglomerație. Dar, dacă nu ne uităm doar în afară, și ne uităm în primul rând înăuntru, există o legătură esențială între ce facem în singurătate și ce facem atunci, sau ce se poate întâmpla atunci când suntem împreună. Și Dietrich Bonhoeffer o explică foarte bine. Creștinul trebuie să știe că ceasurile de singurătate au efecte asupra părtășiei noastre. În momentele de singurătate poate să se distrugă și să se mânjească părtășia, sau se poate întări și se poate sfinți. Orice autodisciplină a creștinului este o slujbă pentru comunitate. Pe de altă parte, nu există păcat personal ascuns
Săvârșit cu vorba, cuvântul sau fapta, care să nu aducă pagube, răni întregii comunități. Prin ceea ce faci în singurătate, pregătești sau distrugi, mânjești sau sfințești întâlnirea noastră. Nu există păcate private, păcate personale. Suntem un trup, suntem una. Și ce facem în privat influențează întâlnirea noastră. Psalmii ne demonstrează că singurătatea poate fi răscumpărată, poate fi închinată lui Dumnezeu. Ce faci, de exemplu, că nu poți să dormi? După o vârstă, apar pauzele. Ce faci că nu poți să dormi? Trezești pe ceilalți? Sau alergi la Dumnezeu? Autorii creștini numesc această răscumpărare deliberată a singurătății. Disciplina spirituală a solitudinii. Adică timpul pe care îl punem deoparte în mod special, de ce? Ca să tăcem noi, să auzim mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Să-i răspundem lucrurile pe care le-am citit în cuvântul lui, să ne închinăm înaintea lui, să-l spunem că-l credem, să-i vorbim despre îndoielile noastre. Să ne evaluăm viața în lumina lucrurilor pe care ne le spune. Să-i spunem unde avem nevoie, în care din luptele noastre, în care din relațiile noastre avem nevoie de ajutorul lui. Dar de unde știm că Dumnezeu ne aude și pe noi? David era regele lui Israel, poetul lui Israel. Ceva l-a numit Mozartul lui Israel pentru că a pus cântecele pe muzică și a învățat pe evrei să le cânte la templu. De unde știm că Dumnezeu ne aude pe noi? Putem avea aceleași pretenții? Tu îmi cunoști cărarea? Tu ești adăpostul meu? Ești partea mea de moștenire? Tu îmi vei face bine? Sau, cum îl descoperim pe Iisus Hristos în acest text? Cum ajungem la El prin psalmul celui singur? Când ești singur, adu-i aminte inimii tale că Iisus îți cunoaște cărarea. Nu pentru că, sau doar pentru că e omniscient și te vede de sus, din ceruri, ci pentru că El însuși a pășit ca și noi. Pe cruce a fost singur, izolat, părăsit și de Dumnezeu, sub blestemul lui Dumnezeu. Și cu ce ne ajută asta? Faptul că El a fost singur. El știe cărarea noastră. El poate păși în închisoarea oricărui suflet. Poate fi alături de noi în necazul nostru. El poate să aducă mângâiere și ocrotire tuturor celor care au curajul să-L strige în necaz. Da, așteptarea o să fie resimțită mai lungă atunci când ești singur. Și uneori Iisus tace, uneori Dumnezeu tace și ne lasă să așteptăm. Gândiți-vă la Maria. A urmat alături de ucenici pe Iisus în anii pe care i-a petrecut învățându-i. A fost cu grupul de ucenici, din Galileea până în Ierusalim. A fost martor atunci când ucenicii, bărbații, au fugit. A fost martor la răstignirea lui. L-a văzut murind, l-a auzit strigând în întuneric părăsirea de către tatăl. L-a văzut îngropat, știa unde e mormântul. Și-a urmat tăcere. Cât de lung trebuie să fi fost acel sabat pentru Maria. Tăcere din partea lui Dumnezeu. Și în dimineața de duminică a fugit la mormânt și l-a găsit gol. De ce? Să descopere că Iisus îi cunoștea cărarea. Pentru că El a chemat-o din spate, i-a rostit numele, o cunoștea pe nume. Și în momentul în care l-a întâlnit, a avut curajul să se întoarcă în mijlocul oamenilor, în mijlocul ucenicilor, să ducă acest mesaj. De ce? Ca să descoperă că i-a întâlnit și pe unii dintre ei. Și că El este primul care ne întâmpină atunci când venim în mijlocul bisericii sale. Iisus este primul care ne întâmpină. Mereu, mereu ne știe cărarea. Și biserica este împlinirea actuală a rugăciunii lui David. Cei drept se vor aduna împrejurul meu când îmi vei face bine. De ce? Pentru că biserica este dorința lui Dumnezeu, comunitatea lui Dumnezeu, care să reflecte relațiile din Sfânta Treime. Acolo nu există izolare. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt nu fug unul de celălalt. Nu petrec
timp în singurătate, ci sunt împreună, relațiile sunt desăvârșite. Și așa vrea Dumnezeu să fie și relațiile dintre noi, să reflecte relațiile din Sfânta Treime. Gândiți-vă la sărbătoarea Rusalilor din perspectiva psalmului celui singur. Ce câștigă fiecare credincios? O comunitate întreagă care a primit dragostea lui Dumnezeu și care vrea să o răspândească, pentru că e cel mai valoros lucru care l-a primit. Asta înseamnă să fim și să facem ucenici al lui Iisus. Să devenim replici în miniatură a lui Iisus. Să chemăm și pe alții să devină asta. În lumina psalmului, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Să devenim o comunitate în care fiecare om este important. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi. De asta ar trebui să ne pese și nouă de fiecare om. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi. Și iată, nădejdea, dar în același timp provocarea pe care Apostolul Pavel o așează în fața creștinilor aflați în necaz. În 2 Corinteni 1, el spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. De ce? Pentru că ne mângâie, în toate necazurile noastre. Dar de ce? Doar să ne rezolve problema? Nu. Pentru a-i mângâia, pentru a-i putea mângâia pe cei ce sunt în vreun necaz. Dar cu ce? Ce avem noi de valoare și putem da altora? Ceea ce am primit noi de la Dumnezeu. Cu mângâierea cu care noi înșine am fost mângâiați de Dumnezeu. Psalmul celui singur ne aduce aminte că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi și așa suntem chemați să ne pese de orice om. Că Dumnezeu vrea să facă din noi o comunitate în care să ne pese unul de altul, unii de alții. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi. Și asta e biserica de care avem nevoie, de fapt. Asta e biserica la care visăm, din care am vrea să fim parte, ce am vrea să devină biserica noastră. Aș vrea să vă invit să ne rugăm. Așa cum stăm, în tăcere, fiecare dintre noi, să ne rugăm pentru următoarele două lucruri. În primul rând, adu-i aminte inimii tale că Dumnezeu îți cunoaște cărarea. Știe exact unde ești acum. Și că El poate coborâ în închisoarea ta, dacă e nevoie. În mâhnirea ta, în durerea ta, în necazul tău. Adu-i aminte inimii tale că Dumnezeu îți cunoaște cărarea. Dar apoi hai să ne rugăm pentru o persoană care are nevoie să audă psalmul celui singur. Și dacă avem curajul să cerem lui Dumnezeu ocazia că să-i amintim că Iisus este singurul care poate aduce mângâiere, poate aduce odihnă și poate aduce ocrotire și îndurare tuturor celor care au curajul să-L strige de acolo de unde sunt. Haideți să ne rugăm în tăcere, așa cum stăm, pentru aceste două lucruri.